Gata, avem toți votarii!
acolo.
așa, la metode... Sper să începem cât mai repede campionatul și să promovăm. Cum ai mai trăit la seminarul Unire cu artificii? Nu, niciodată. M-am simțit extraordinar. Cum am zis, am ajuns aici, niște spectatori minunați, o echipă foarte mare. Care visul tău în fotbal? Visul meu este să ajung un fotbalist cât mai bun, la cel mai înalt nivel, dacă se poate. Un exemplu, te ghidezi după tine, da? Îmi doresc foarte mult să ajung la Barcelona, idolul meu este Iniesta
și îmi doresc foarte mult să ajung acolo. Dacă joci ca cum joacă pe Iniesta, ajungi cu Petronul, prima ligă? Cu siguranță, de-abia aștept. Asta este și obiectivul meu, am venit aici să ajut. Și este o echipă foarte bună și sunt sigur că o să promovăm prima ligă. Mersi, Dani, va. George, ți-a fost dor de mișcare, de antrenament? La mulți ani, antrenamentelor, suporterilor. Mi-a fost dor la toți, mi-a fost dor de... Bine, mișcarea am făcut în vacanța asta, că nu puteam să stăm degeaba. Ne-am pregătit, ne-am antrenat, dar să ne revedem, să toții, să ne povestim una alta ce am făcut în vacanță. Și acum, de azi, am dat drumul la treabă, serios. Și sperăm într-un retur de campionat, cum îngelește toată lumea, numai cu Nicolae Paline și să las și să ne bucurăm de favoare. Ce mâncare preferată ai avut în Sărbători? Ce ai vrut să serviști? Nu prea am mâncat ce am vrut eu, pentru că mister ne-a avertizat cumva de să avem grijă cu greutatea când venim din vacanță și am preferat să nu o să-mi fie greu mie dacă iau un câte două, trei în plus. Așa am preferat să stau să mă abțin un pic. Ce zici, în retur vor fi emoții, cantură, așa, la diferență mică sau reușiți să vă desprindeți? Cum știți, suntem Petrolul și nu trebuie să avem nicio emoție, mai ales la nivelul ăsta, așa consider eu. Avem o echipă bună, puternică pentru nivelul ăsta și ar trebui să câștigăm fiecare meci la pas. Și sperăm să mai vină și câțiva jucători să ne ajute să punem la promovare și cu lotul care l-avem acum, eu zic o să facem o figură frumoasă chiar și la Divizia B. Și să promovăm, că asta e obiectivul, de la an la an. Ok, ai zis atmosfera artificii la... Da, deja ne-am obișnuit cu suporterii de ani de ani, sunt alături de noi și fac o atmosferă superbă și le mulțumim pe această cară. Ați venit în da, al doilea revelion. Ok, mersi, George. De la viitorul la Petrolul? Da. Cum? Păi mă simt foarte bine, pentru că, după cum știți, Petrolul e echipă de tradiție, de când eram mic mi-am dorit să joc la Petrolul și cu ocazia acestui împrumut sper să joc cât mai bine și să promovăm. La viitor cum a fost? Care e cea mai frumoasă amintire de acolo? La viitorul a fost foarte bine. Am câștigat numeroase campionate. Astea pot spun că au fost cele mai frumoase amintiri. Am reușit să formăm un grup frumos acolo. Am mulți prieteni. Și câștigarea campionatelor și câștigarea turneurilor din afară, precum și participarea în UEFA Youth League, au fost cele mai frumoase amintiri ale mele. Ce m-ai învățat cel mai mult de la Hagi? Ce am învățat la domnul Hagi cel mai mult? Domnul Hagi este un om pasionat foarte mult de fotbal, știe foarte multe, tactic în primul rând am învățat foarte multe de la el, cât și determinare. Am înțeles, în UEFA Youth League cum a fost cu meciul? Este cel mai frumos turneu, cea mai frumoasă competiție în care poate juca un junior. Întâlnește echipe foarte bune, pregătite din toate punctele de vedere. Acolo se simte cu adevărat că ești fotbalist. Am înțeles. Reușesc să te impui la Petrolul? Așa sper. Pentru asta am venit. Vreau să joc cât mai bine și să conving pe toată lumea că poți juca titular. Ai un exemplu în fotbal? Exemplu? Îmi place foarte mult Barcelona și jucătorul meu pe care îmi place cel mai mult este Andrés Iniesta. Am înțeles. Deci un nou Iniesta, cum ai ieșit Cârjan cu Iniesta, da? E greu de spus. Un nou Iniesta. Îmi place foarte mult de el și sper să ajung cât mai sus. Dacă vii juca pe Iniesta, unde o să ajungă Petrolul? Nu știu, vom vedea. Liga 1? Ar fi bine. Vom promova an de an și să sperăm că o să ajungem acolo. Ok. Prima ligă, campioană, e ceva? Transfer de la prima ligă, așa, cu paranteze de ligure. Da? Jucător talentat, jucător care este, se pare, printre vârfurile generației la Under 19. Ne bucurăm că a acceptat propunerea noastră și sunt convins că va fi un jucător care se va integra în agrenajul Petrolului. În momentul acesta, cum arată lotul? În momentul acesta, lotul nu arată cum ni l-am dorit, atât că discuțiile sunt destul de avansate. Ne dorim în continuare încă doi jucători. Se pare că deja unul dintre ei a confirmat sau ne-a confirmat în proporție foarte mare venirea sa. Îl așteptăm chiar în această seară. Atacantul? Nu atacantul, este vorba de un mijlocaș.
care cu siguranță mâine veți afla numele, și atacantul la fel mâine, și mai așteptăm un al treilea jucător, care avem discuții avansate cu doi jucători pe acest post, vorbim de postul de fundaș, în care din cele două variante una cu siguranță va apărea. Te simți ca de Revelion, având în vedere ce au făcut suporterii? Cum? Te simți ca de Revelion, având în vedere ce o să... Asta și întreba, zic, e cumva pe stil vechi Revelionul la Ploiești, când am văzut artificiile, da. Pătimași, sufletiști, le mulțumim. Nu vreau să îi dezamăgim cu absolut nimic. Ce crezi că trebuie să faci ca petrolul să se distanțeze și mai mult? În primul și în primul rând, povesteam, le comunicam băieților că nu suntem singuri în serie. Vreau să fie, și pe aceasta le transmit, că vreau să fie foarte, foarte serioși, foarte concentrați, foarte profesioniști, pentru că noi, în primul și primul rând, trebuie să ne câștigăm noi absolut toate jocurile. După care, dacă lucrurile la echipele celelalte urmăritoare fac să avantajeze cumva situația noastră, adică rezultate mai puțin bune ale lor, atunci e foarte bine. Dar principalul obiectiv este câștigarea fiecărui joc. Va fi greu cu peste două luni de pregătire? Da, este o perioadă destul de, de lungă. Este o perioadă în care la un moment dat apare și plictiseala, uzura, așteptăm competiția, așteptăm ritmul, așteptăm adrenalina, cum se spune, și nu mi-este teamă decât de prelungirea începerii campionatului, care, ținând cont că suntem în România și clima este așa cum este, posibil ca Liga 3 să înceapă chiar mai târziu decât data de 3 martie, cea care este stabilă. Și asta mă chiar îngrijorează, că atunci chiar nu e reu.